Toate oile, nebunii și brânza toată. Te iau cățelul meu rău, de fapt. Scandal de proporții la Survivor România. Jador și Iancu Sterp și-au măsurat mușchii. Recent, a cincea săptămână din competiția Survivor All-Star s-a luat startul. Jocurile au început, iar scânteile s-au aprins imediat. Un scandal a izbucnit între Jador și Iancu Sterp. Cei doi au strigat unul la altul, s-au luat peste picior și au aruncat cu vorbe grele. Primul joc din săptămâna 5 Survivor All-Star s-a încins spiritele, deși inițial nimic nu a anunțat conflictul ce avea să debuteze. Proba a început cu voie bună, mai ales din partea faimoșilor, care au intrat încrezători pe terenul de joc. Amenințarea lui Jador de la începutul jocului s-a dovedit adevărată, căci în final faimoșii au fost câștigători cu un scor de 7-3. Acest lucru le-a adus războinicilor o dispoziție nu prea bună, iar inițial conflictul s-a prins în tabăra lor. De asemenea, Alexandra Dulie a menționat că Andrei Ciobanu este avocatul lui Iancu Sterp, cei doi fiind și foarte buni prieteni. Mi-a mers bine anul ăsta, am vândut mulți miei, multă brânză și îmi permit să am un avocat chiar și aici la Survivor, a spus Iancu Sterp. După aceste replici, Jador nu s-a mai putut abține și a intervenit, numindu-l pe Andrei Ciobanu cățel și începând să latre. Gestul artistului l-a scos din sărite pe Iancu Sterp, care a venit cu o replică tăioasă. Stai numai puțin, Jador. Vorbeai peste mine și nu pot să vorbesc cu domnul Dan. Taci dacă vorbesc eu. Te rog să taci. Nu contează că nu este femeie, e o chestie de respect. Eu vorbesc, tu taci, nu mai lătra. Îți place să latri, să te victimizezi, atâta faci. Te fac cățelul meu de întors oile, ești nebun la cap? Când vrei tu, i-a spus Iancu Sterp lui Jador. Replica lui Iancu Sterp l-a activat pe Jador, care a ținut pasul și a venit la rândul lui cu un comentariu acid la adresa războinicului. Nu, vorbeam cu avocatul tău, nu cu tine. Păi nu, eu nu sunt avocatul, nu mă plătești pe mine. Eu vorbesc când vreau mușchiul meu, înțelegi? Nu, nu există, eu nu sunt muiere. Îți cumpăr toate femeile, toate oile și brânza toată, ai nebunit, și te fac avocatul meu, nu numai pe tine. Lasă-mă, mă, că mă certam cu el, ești nebun, a replicat Jador.